sunt câțiva dintre voi cărora le place aici pe Paris să le filmez. Oh, pe aici oare sau mai încolo? Mai încolo. Am descărcat până la urmă. Ideea e că erau, nu știu, 80 de metri mai încolo, a trebuit să ies din curtea aia și să intru în altă curte, dar nu s-a putut intra nici acolo. Stai fără grijă că-s pe drumul cel bun, chiar dacă te-ai uitat la GPS și crezi că am luat-o razna. Ce mă pune el să urc acolo și după aia să iau pe aici. Mă dădea pe partea aia și se ies tocmai din coace și nu am înțeles why. Sunt oarecum pe lângă, pe primul inel, să zic. Așa. Acolo. Nu m-am gândit că o să dau de soare. O, îți dai seama că e dezastru acum. Nu, mă puneam să ies pe acolo, nu știu ce. Deci este dezastru. Nu știu așa dacă se mai vede ceva, nu se mai vede. Nu știu dacă o să vezi tu exact. Oh, deci sunt pe primul inel aici și trebuie să ajung la Osni. Am sunat, eu un francez, trebuie să-i las două rulouri și vreau să ajung într-o oră, deși timpul îmi dă jumătate de oră, sper să ajung într-o oră. S-a pierdut GPS-ul. Problema. Mai avem puțină cafea. 25 de minute până a 86 și a 15. Ok. V-am povestit de clienții aia din Franța, nu mai știu pe unde dracu eram și sun. Și zic, alo, bonjour, zic, je m'appelle Vali, zic, am terminat expresia Romanii. Și ăsta, la capătul celălalt al microundelor, îmi spune că... Începe și îmi cântă. Aia, dragostea din tăia lui Ozon, sau nu mai știu cine cânta. Bă, și cânta așa, mă rog, în limba română, știi? Și zic, bă, ce dracu ți arde de glume, zic.
am venit să-ți las ceva marfă. Și el iar cânta în continuu, nu mă iei, ia mai du-te dracu de nebun ce ești, mă. După care îl mai sună odată și tot așa, el cânta. Nu, am sunat la firmă, nu mai știu la cine, mă rog. Și zic, bă, sunați-l pe ăla, ce zic, că am ajuns și să schimbe dracu melodia, că e veche. Să ne dăm un pic mai în dreapta, să treacă moto Columbus, Saint Denis. Fel de n-ai să crezi. 125, 125. Ești la jumate. A picat ăsta, e very carice. Sau strâmbarul lowerile. Nu, băi, ți-e trafic și atâta tot. Ce să zici? Nu știu.